Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu, etalare pentru februarie aproximativ. Nu uitați că etalările se manifestă mai multe luni înainte, după, poate chiar și 6 luni, poate chiar și 1 an de zile. Mesajele vin acum, unii le manifestă mai devreme, alții mai târziu, în funcție de capacitățile lor de manifestare. Nu uitați că energiile pot fi inversate, ce zic despre voi să fie despre o altă persoană din viața voastră. Și ascultați-vă și ascendentul și luna, pentru că am zis, etalele sunt pentru Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în. Acum, eu având ascendentul Leu, la mine poate să rezoneze sau nu rezoneze. Pentru cel care are Soare sau cea care are Soare sau Venus, la fel, sau Lună. Rezonează doar o parte sau poate tot, sau eu știu, vedeți. Dacă nu rezonați, căutați și alte aspecte din harta voastră astrologică. În timp ce am amestecat, a apărut Regina de Cupe. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un personaj cu planete în semne de apă, pești, rac, scorpion, sau cu aspecte puternice. Dacă nu Soare, poate au ascendent Venus, Lună. Și atunci se manifestă ca un semn de apă. Poate voi aveți ascendent Venus, Lună într-un semn de apă și chiar dacă sunteți semnul Leului, rezonați mai mult cu chestiuni care țin de astăzi, cu zodii care țin de emoții, de sensibilitate, de spiritualitate. La capătul setului de cărți, 10 de monede. Poate cineva din familia voastră. Regina de Cupe, nu obligatoriu. Dar această regine de Cupe îmi spune că se vindecă, că încearcă să manifeste din prea plinul emoțiilor sale, că este în echilibru și că se protejează. Un mesaj interesant. La capătul setului de cărți, 10 de monede. O familie. O familie cu un anumit succes. Financiar, știu, profesional, un anumit succes. Însă, în spatele acestei familii sunt multe griji, mult stres. Poate chiar conflicte, certuri. Și apare și turnul o separare. O separare pentru că poate au fost conflicte pentru bani, pentru moșteniri, sau poate au fost secrete, confuzii, opțiuni. Apare o figură dominatoare, împărat, o energie masculină, deși poate să fie și o femeie în energia sa masculină. Cine această figură dominatoare a creat în jurul său niște confuzii, niște iluzii, niște fantezii, poate care opțiuni despre care nu se știe. Și când vorbesc de opțiuni, nu mă refer la opțiuni musai amoroase, mă gândesc și la felul în care poate cineva să facă bani, pentru că 7 de cupe sunt cupe. În care? Într-una este un șarpe, într-una este un dragon, într-una este o comoară, într-una e o casă. Cu alte cuvinte, nu se știe exact cum a făcut casa, nu se știe exact cum a ajuns în poziția respectivă profesională, nu se știe cum este, cu cine este. Dar sunt mistere, sunt chestiuni, mister, lună. Și mai e o energie feminină care, repet, iar apare 8 de cupe, ar putea să fie chiar această regină de cupe. Rudă sau cunoștință sau sunteți în relație cu această femeie care se îndepărtează de situațiile care sunt acasă, de stresul care este acasă sau de stresul care, eu știu, pe care l-a simțit într-un anumit context, care ar fi trebuit să ofere stabilitate, să zicem așa, mi-aleg cuvintele, un context care ar fi trebuit să ofere stabilitate, 10 de monede și împăratul. Poate să fie și colaborare profesională, poate să fie și un apartament, poate să fie și o casă, o familie, ceva. Nu e, a simțit că nu e în regulă. A simțit că nu e în regulă și către ce pleacă? Către Regina de Bâte. Își dorește să manifeste flacăra din ea în alt context. Să radieze lumină. Deocamdată este protejată. Să radieze lumină și ia uitați spre ce merge. Ia uite, Regele de Bâte. Merge către perechea sa divină. Poate această femeie a lăsat un bărbat căsătorit în urmă. Poate a simțit. Nu știu cine această femeie, voi sau o rudă sau persoana cu care veți a face, nu știu. Dar clar este o femeie, energie feminină în mod special, care lasă în urmă ori un bărbat căsătorit, ori o familie în care
Ai experimentat stres, conflicte, confuzii, dorința de a domina cuiva. Și merge către perechea sa divină, regele și regina de bâte. Interesant că acest rege de bâte are și regele de opa, are și regele, trei bărga, trei într-unul. Nu fi împărat, dar e trei într-unul. E pe aproape. Acest personaj are un anume grad de înțelepciune, este calm. O fie el pasional, dar este și calm. Este și stabil financiar. Da. Spre acest personaj merge această... Da. Doamnă, femeie, ia uite și cu care poate fi, ia uite ce frumos, ia uite ce frumos. Cu care poate să creeze un parteneriat, regele și regina de monede, împărăteasa, cu care să aibă, poate chiar să aibă un copil în condiții sănătoase. Ia uite, sănătoase, temperanța. Interesant. Asta e. Patru de cupe, am văzut o decepție, o ocazie pierdută. Dar hai să vedem, asta a fost spre... Trebuia să fac apelarea mai rapidă, dar m-au atras cărțile. Hai să vedem ce aveți voi. Energia voastră în această perioadă, pe Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu. Și dacă a apărut Regina de Cupe, poate aveți planete în Scorpion, în Rac, poate chiar în Pești. Ce interesant este, apare fluturile, transformarea sufletului și al minții, psihe și eros. Eros ține de un foc, de un foc, de o pasiune sexuală care trebuie transformată. Ascultați, o să încerc să atașez, sper să nu uit, eros și psihe la sfârșitul videoclipului. 2 și cu 8 înseamnă 1. Un nou individ, o nouă personalitate, o nouă cale se va manifesta după această transformare. E o transformare, și cu doi. E o relație, doi, e o relație care se transformă, dar vedem. Interesant că această carte reprezintă sufletul, soul. Oh, ce frumos! Apropo de împărăteasă, mai, protecție. Am zis că, n-am zis aici, am zis la zodia racului. Ba nu, am zis și aici, la Regina de Cupe, că încearcă să se protejeze și să meargă spre Regina de Băte, o variantă sa mai strălucitoare, nu că mai strălucitoare, publică, aș spune. Că Regina de Cupe nu e atât de publică, Regina de Băte e destul de publică. Da. Pare totuși. Pare că cineva vrea să se libereze de întuneric, de un parteneriat destul de... Care ar fi cuvântul? Întunecos. Cineva vrea să manifeste independență și eliberare dintr-un parteneriat întunecos. Dacă e bărbat, bine. Dacă e femeie, voi știți. Da, și cei care rămân să se uite cu dușmănie, ia uite. Să observe cu invidie transformarea cuiva. Independența, înțelepciunea pe care cineva o capătă și capacitatea de a se elibera și nu doar de a se elibera, ce cărți, de a manifesta o energie regală foarte veche, foarte puternică și protecție. Marea preoteasă și magicianul într-o împărăteasă. Și nu zic, muse, că sunt toate femeile din zodia leului, nu. Poate cineva are aspecte în zodia leului care creează acest potențial. Nu toate vor avea, pentru că nu toate persoanele din zodia leului sunt chiar așa cum ați vrea voi să credeți. Regele de cupe. Și am văzut regina de cupe. E o chestiune de dragoste. Poate chiar semnul de apă, nu știu. Posibil. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu. Ce apare? Tăcere, doi de spade și șase de cupe. Tăcere între voi și cineva. Și acest personaj își dorește foarte mult să se împace. Încă nu știe ce să facă, încă mai caută niște răspunsuri la întrebări. Și totuși este bucurie, este o trezire. Se întâmplă trezirea cuiva. Se întâmplă, se manifestă trezirea cuiva. Hai. Odată,
de două ori. Și de trei ori, ia uite, și apare trei de cupe, o bucurie ar trebui să fie și puterea, transformare, apropo. Transformare, 8. Leu, soare, lună, Venus, ascendent, nord, în Leu, februarie 2023. 5 de spade reapare, interesant. 8 de cupe iar reapare. 7 de spade au fost minciuni. Acolo, în acel loc, au fost minciuni. 4 de cupe. Și ce frumos a fost parcă la începutul ianuarie, dar vedeți că se suprapun. Poate sunt alte aspecte care vin acum, în februarie, în prim plan, ca să le rezolvați. Și regina de cupe, care înseamnă vindecare, protecție energetică, emoțională, de tot ce s-a întâmplat negativ în viața voastră. Puteți să fiți și voi, dragii mei, pentru că nu sunteți, repet, un singur element. Sunteți toate 12 zodiile. Toate cele 12 zodii, scuzați-mă. Sunt un pic obosită. Dar îmi revin. O să mănânc ceva dulce și o să-mi revin. 5 de spade, stres, gânduri, conflicte mentale, chiar verbale. Cineva se lasă influențat de trâncănitul altora, de bârfele altora, în loc să fi acționat corect. Corect pentru că e 7 de spade, 5 și 7. 5, casa a 5 aleului, dar nu e vorba de aleuri, e vorba de casa morilor și 7 a legăturilor de lungă durată. Cineva a ascuns o legătură de lungă durată într-o poveste de amor? Posibil, și persoana respectivă a intuit, cu regina de cupe, a intuit și vede de cărarea sa, de drumul său în viață. Merge către soarele său. Și interesant, știți cum apare? Eu asta văd acum. Soarele l-a răsărit, eu așa îl văd. Nu e la apus, e la răsărit. Asta înseamnă, pentru unii, ar putea să fie, eu știu, planetele pe care le aveți voi în ascendentul vostru. Poate aveți ascendent în Leu și e valabilă treaba asta. Sau, chiar dacă nu sunteți cu ascendent în Leu, poate aveți alte planete în Leu, urmăriți-vă ascendentul. Pentru că cineva merge către această poziție de creștere, de renaștere, de trezire. Merge să se iubească, să se cunoască, să crească spiritual. Da? 8 și cu 1, 9. Către dragoste, stimă și protecție. Dragoste față de estimă, da? Self-respect și protecție. Și celălalt sau cealaltă persoană care a creat conflicte, care n-a știut ce să aleagă, care a ascuns niște lucruri. Am senzația că acea persoană rămâne în regrete, 4 de cupe, că a pierdut această cupă, a pierdut această ocazie. Și poate e vorba de o colaborare, poate e vorba de o prietenie, poate sunt chestiuni și între rude. Că și rudele se mai despart, da? Poate e prietena fratelui surorii voastre. Prietena surorii n-are cum să fie, dar prietenul surorii. Chestii de genul ăsta, de rudenie, că am văzut 10 de monede. Nu uita și aspectul ăsta. Însă, ceva e... Ce mă deranjează? Și credeți-mă, chiar sufăr pentru toți cei care ascultați și aceste etalări. Mă deranjează că central este acest 7 de spade care, într-adevăr, își ascunde identitatea. Poate nici nu și-o știe. Poate și-a ascuns-o toată viața. 7 de spade ascunde, minte, fură. Și nu-i frumos. Interesant, cineva chiar pleacă cu ceva, cu un sac. Nu știu, sper că doar a vorbit ură, nu a făcut și altceva, Doamne ferește, cu acel cuțit, pentru că apar 5 de spade și iar 4 de spade sunt elemente care țin de cuvânt. Arme reci, dar ascuțite. Uh-huh. Dar ar putea să fie un hoț. Interesant, poate. Vedem la clarificări. Păi da, asta e. Poate cineva ascunde regretele. În timp ce cealaltă persoană crește spiritual, cealaltă persoană ascunde cât îi pare rău de situație. O, da. Dar asta e, dacă a ascuns și înainte, nu-i nimeni de vină. Interesant. Da.
Iar apare o femeie. Da. Energie feminină apare, mă, special doritoare. Am tras un pic cu coada ochiului în continuare. 8 de spade și lumea. Dar această femeie nu mai vrea să se simtă legată. Din toate punctele de vedere. Mental, fizic, emoțional. De o situație neplăcută, să zic. Cel puțin neplăcută. Vrea un nou capitol în viața sa. Și manifestă, dragii mei, e o femeie puternică. Manifestă protecție. Ia uite și o nouă lume. Ce frumos. O nouă lume. Ia uite, la capătul setului de cărți magician. Am vorbit de o nouă lume. 0, 1. Am văzut, da? Și lumea și 0. Acum apare 1. Și 7. În acest an, acest personaj despre care vorbesc vrea să manifeste o casă. O casă, dar nu orice fel de casă. O casă în iubire cu acest verde, o casă în pasiune, o casă în care se râde, da? Că am văzut mai devreme 10 de monede în care erau niște probleme, erau conflicte, erau trăsnete, crăpături de în structură. În ce sens? Poate să fie și fizic, dar nu e vorba doar de fizic, să fie în structura tradițională, în felul în care a fost concepută acea familie, acea casă. Sper că mă înțelegeți. Sau poate să fie și un business. Afacere, să zic în românește. Dar cine pleacă, pleacă să manifeste eliberare de trecutul negativ și să manifeste vindecare, steaua, împlinirea dorințelor, misiunea sa. Pentru că vrea să renască din această stare de regrete, de pierdere, de consum emoțional, da. Va renaște. Dar va renaște rapid, cu 8 de bâte și 9 de monede, foarte rapid. Se trezește. Ia uite. Regele și regina de bâte. Se trezește și își va întâlni ferechea. Hai să vedem în continuare. 5 de spade. Au apărut elemente de aer și de apă în metalarea voastră. Planete. Mercur, Venus, pe unde aveți voi pe acolo. 5 de spade. Ia uite, 4 de monede, acum elementul pământ. Cineva a ținut prea mult la bani. Ia uite, 8 de monede. A ținut la... Și știți cum văd eu? Am două mesaje. În primul rând, cineva a ținut la bani. În condițiile în care putea, 7 și cu 1, 8, să muncească într-un nou proiect cu răbdare și să-l crească pas cu pas. În tăcere, în singurătate, în studiu. Da? Și uite așa să-și atragă. Dragostea. Colaborări interesante, aș spune. Însă, mai simt, mai simt că un bărbat s-a lăsat influențat de o relație karmică, de o relație din familie, de un personaj din familie. Hai că mai vin alte mesaje. În condițiile în care putea să manifeste o nouă relație stabilă cu altcineva. Dar s-a pus tăcerea între voi, pentru că, repet, s-a mințit, s-a ascuns o relație, nu știu, s-a ascuns o relație, s-au ascuns niște bani. Și când vorbesc de relații, mă refer și la un fost, o fostă, relații karmice, 4 de monede de relații karmice. Cineva a ascuns o relație karmică. Și cealaltă persoană a simțit. 8 de cupe. Sunt multe mesaje. Iar vreau să zic, dacă a fost o poveste de dragoste în viața cuiva și știți că mai aveți o figură karmică în viața voastră care tot ținea și vă stresa mental, personajul respectiv a simțit și a plecat. Ia uite, a pus granițe personale. 8 de cupe.
Leu, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Leu. În februarie aproximativ, o pe. Și dacă n-a plecat, va pleca. Că trece către soare. Seamnă un pic cu 6 de spade, da? Haide, uite că... Haide, mai repede așa. Ia uite, puterea. Puterea, puteți să fiți voi. Ia uite, jumate Leu, jumate altceva. Cu alte cuvinte, nu neapărat toată zodia Leului. Aveți ceva aspecte în zodia Leului. Acum simt acest mesaj, da? Aveți, nu știu, ori ascendent, de cum am zis mai devreme, ori Venus, ori ce-ar mai fi, 8-8, Pluto e generație prea veche să aveți. Poate aveți casa 8-a în zodia Leului. Și atunci gândiți-vă ascendentul. Însă, cineva și 8-8 e suficient de puternic să-și păstreze dragostea, puritatea, și să se elibereze de stres, de oamenii stresanți, de oamenii paranoici pentru, paranoici pentru bani, wow, pentru stabilitate, pentru securitate. Ia uite, trăsnetul. Eveniment neașteptat. Separare, da? Pentru ce? Această separare îi va aduce acestui personaj, dacă sunteți voi succes minunat. Dacă nu, eu știu cine o fi, această separare îi va aduce succes într-o altă casă sau în alte coordonate, cu alt bărbat, cu alt coleg sau colegă de afaceri. Hai să mai vedem. Încerc să fiu neută, nu dacă sesizați. Pentru că e talare generală și soarele. E o trezire a cuiva. 7 de spade. Clarificăm 7 de spade. Oh, ce mai simt? Am văzut soarele mai devreme. O femeie în soare stând aproape dezbrăcată și nu dezbrăcată. În fine, îmbrățișând razele solare și aici știu că ar putea să fie lună, dar ar putea foarte bine să fie un soare de iarnă în care personajul se acoperă. Ce vreau să spun? Cineva fuge de strălucirea cuiva. E o strălucire spirituală. Și poate și de succesul cuiva. Succesul cuiva efectiv deranjează o altă persoană. E o justiție. Da. Apropo, invidie, nedreptate, poate probleme legale, probleme în justiție. Hai, 7 de spade, mai dați-mi. Nu uitați că nu e talare personală, este colectivă și generală. Sunt doar 5 cărți și cu încă 5-10. 2-3 clarificări. Sau mesaje adiționale. 7 de spade. Mamă, dar cineva trâncă. Ia uitați aici o cioară. Dacă aici era pe umărul său, aici, interesant, ar fi ca cineva să renunțe la influențele negative și ceilalți să rămână trâncănind, vorbind, vrute și nevrute, eventual minciuni, acuzații. Știu, noi 6 de spade, 7 de spade, dai uite, temperanța. Cineva ascuns, o romanță care vindecă. Cineva ascuns, o dragoste care echilibrează. Din ce motive? Pentru că sunt bârfe, pentru că există croncănitori în preajmă. Croncănitori, regele de monede. Taur, fecioară, capricor. Da. Care posibil? Și-a întâlnit sufletul perechi și vrea să manifeste fericire, dar trebuie să renunțe la lucrurile care, la bagajele trecutului. Hai să mai vedem 4 de cupe. Și valetul de spade. Știți ce simt? Este o femeie, repet, o femeie care pleacă dintr-un context negativ. În context în care este un bărbat
poate care s-a păcălit într-o relație financiară. Și când zic financiară, nu mă refer musai profesională. Poate să fie și o relație bazată pe bani sau o relație de familie, rude, chestiuni, prieteni. Acest personaj s-a mințit, s-a păcălit și a ținut prea mult, s-a lăsat influențat prea mult de acele chestiuni. Și o femeie, repet, eu, în mod special o femeie sau energie feminină, dar puternică, puternică. Trează spiritual sau pe cale să se transforme. A, cine știe câta oară, da? Și în timp ce vorbesc apare 8, iar transformare. Inclusiv financiară. Această femeie care pleacă din contextul negativ, să știți că uneori se mai gândește, îi este dor, pentru că a iubit. Aici e asul de cupe, a iubit. Dar parcă, zice, uite mă, n-a văzut câtă dragoste am, a stat și s-a gândit la prieteni, la familie, la colegi, în loc să vadă câtă pasiune e, cât potențial. Așa, și ce mai simt? 4 de cupe. E o ocazie pierdută în dragoste, poate și în afaceri, dar în mod special, acest personaj se mă uită așa din când în când, cu regret, dar se concentrează totuși pe cupa sa, pe creșterea sa spirituală. Se concentrează pe cupa sa, pe echilibrarea sa emoțională, pe vindecarea de această decepție, o depresie, iar sunt niște depresii. Și între timp mai studiază și află, găsește soluții cum să facă trecerea între cele două situații, o trecere, într-un tranzit. Între cele două situații. Poate este o casă și o altă casă, o familie și viitoarea familie. Și cum mă refer la familie, nu mă refer musai la căsătoria voastră, poate să fie neamul din care veniți. Da. Da. Muncește, meditează, ca să-și lanseze o nouă idee, ca să-și atragă pasiune, ca să, da, să manifeste. Chestiune de manifestare, vizualizează. Și în acest mod își vizualizează victorile viitoare și iar e protejată. E o femeie protejată aici. Nu vreau să dau detalii prea mult pentru că trebuie să fie protejată, dar aș putea să spun. E o femeie protejată de invidioși, de atacurile altora. Regina de cupe. Întâmplător a apărut protecție și am vorbit chiar de la început. Și au... Și nu zic musai că voi leilor sau cine aveți planete în zodia leului sunteți protejați. Altceva mai zic. E o energie ancestrală care protejează acest personaj care se eliberează. Nu știu dacă se sesizați nuanța, e o diferență totuși. Wow, ce mai simt! E o coroană care urmează să fie pusă. Vedeți, aici este o coroană a cuiva din vechime. Și iar o să infiltrez netalările personale, nu personale, de pe zodii și chestiuni care țin de altfel de informații, mai puțin tradiționale. Această femeie va fi încoronată în curând. În curând. I se va... confirma autoritatea, dar trebuie să se libereze. Wow! De un parteneriat, companionship. Un parteneriat de lungă durată, dar destul de obscur, aș spune. Această femeie va fi încoronată și, repet, nu mă fixez musai pe zodia leului, poate, dar... Și se va recunoaște autoritatea. Ne dăm pe 8 de cupe. Etalări și etalări. 8 de cupe, justiția, interesant. Valetul de bute. 9 de bute și justiția. Se va face justiție, se va face, da? Iar va fi protejată 9 de bute. Va sta în spatele unui gard protector, unui scut protector. Ia uite și aici este o bulă, ca o bulă. Și va iniția, va manifesta de acolo. Acum ce mai văd? Dacă a fost o aventură, o blocați și vă concentrați pe o viață echilibrată, dreaptă, corectă pentru unii dintre voi.
Eventual cineva trebuie să... Uf, câte mesaje vin. Cineva trebuie să-și protejeze un copil sau un viitor copil. Da. Însă... După aceste lacrimi, după această însingurare, se va manifesta, să zic, un cuplu fericit. Dar, repet, într-o altă, în alt context, cu altcineva sau în alt context. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu. Îmbrățișați-vă emoțiile și dragostea este în jurul vostru. 16, numărul turnului, o trezire a cuiva. Și 18, Luna, emoții. Îmbrățișați-vă emoțiile. Chiar dacă sunt frici, chiar dacă sunt bucurii, îmbrățișați-le și zburați cu ele. Eliberați-vă, un soi de eliberare. Și interesant, am văzut calul la eliberare. Ia uitați-l, calul. Eliberați-vă. Sau poate cineva cu marcaj în semnul calului, marcaj în zodia calului, nu ne fixăm doar pe zodiile noastre și pe cele chinezești în zodia calului. Da, și interesant, uite, și motanul meu vrea să fugă, dar, ia uite, au fost niște minciuni, clar. Niște minciuni. 22 sunt semne ceva. Lucrurile sunt mai profunde. Oho, sunt minciuni, să zic, profunde, adânci. Adânci, am zis bine? Vechi. Minciuni vechi. În acel loc, în acel spațiu, în acea casă, în acea relație, ceva. Dar cineva își dorește împăcare. Am vrut să zic mai devreme, cineva ascunde această dorință de împăcare a lor. Nu uitați că sunteți iubiți. Oricine ați fi, nu uitați că sunteți iubiți, că dragostea este în jurul vostru. Eventual, dacă știți că trebuie să plecați dintr-un loc în care vă păcăliți, vă mințiți, v-au furat oamenii, băi, nu uitați că sunteți iubiți. Fiți mândri de voi, dar nu la modul orgolios, de transformările voastre, de darurile, și mă refer la dar, la haruri. Hai, mai dăm o părțulie. Cineva vrea să vă facă un cadou. Poate o bijuterie cu ceva perle? Da. Mergeți către ceea ce vă animă. Lucrați un pic cu sentimentele voastre, mai ales dacă sunteți mai pasionari, mai impulsivi. Verificați un pic realitatea în care sunteți. Apropo de minciunile în care stați și minciuni, furăciuni și ce mai fi. Și intrați în puterea voastră. Am zis, cineva va fi încoronat. Țineți-vă mintea clară, apropo de 5 de spade, țineți-vă mintea clară, nu vă lăsați influențați și eventual dacă știți că e un personaj în viața voastră care vă e drag și experimentează o situație de genul ăsta, ce să zic, direcționați-i către această etalare sau sfătuiți de bine. Cam atât, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine, ceau, ceau!